întâlnirea din fiecare zi. Salut, Cătălin, bine ai venit. Sună asta, salut. Toate bune? Da. Aduci vești bune sau iară vii cu bași bățul așa prin gard? Dar nu știu dacă e, adică dacă are cineva de câștigat din ce o să spun eu acum, dar merge treaba. Hai să... Nu ne spui nimic, așa, dă-ne un indiciu. Ia. Despre ce va fi vorba? Nu despre FCSB, nu despre Rapid. Am devenit fan voluntari mai nou. Ai devenit fan voluntari? Da, dar nu știu de ce. Adevărul... Început să-mi placă. Da. Adevărul că FCSB-ul are un sezon chiar mai prost decât Dinamo, adică ce pot să zic? Nu știu dacă te uiți în prima jumătate a clasamentului, vezi FCSB acolo? Nu, dar nici la Liga a doua când auzi, nu vezi nici urmă. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, Comisia Europeană propune în mod oficial plafonarea veniturilor companiilor de energie. Știi că am mai vorbit despre asta. Dar era pe surse, era pe... Ne gândim acum, președinta Comisiei Europene, într-un discurs astăzi, discursul anual de stare a Uniunii Europene, a venit cu această chestiune. Și doamna von der Leyen spune așa: profitul este bun, este ok, stă la temelia societății, dar nu poți să faci profitând de război, spune domnia sa, și în niciun caz pe spinarea oamenilor care muncesc aici în Uniunea Europeană. Și sigur că în mare măsură pare așa, că profitul e cauzat de război, deși doamna von der Leyen nu spune până la capăt adevărul, și anume că prețurile la energie ar fi crescut și cu ajutorul banilor pe care Uniunea Europeană i-a tipărit ca să ne ajute după pandemie. Explicația asta nu se adaugă niciodată, adică criza inflaționistă am fi avut oricând. Dar să zicem că astea sunt explicațiile. Ce vrea să facă? Ăsta e un semnal, în primul rând, politic, în care le atrage atenția companiilor: nu vă mai jucați cu prețul, adică nu mai faceți tipuri de intermediere sau schimbați mecanismele de creare a costului. Și atunci ele, receptând acest semnal, ar putea să ducă mai în jos, ceea ce s-ar putea să vedem zilele următoare. Dar, pe de altă parte, vrea să pună o taxă, care, așa cum a făcut și guvernul României aici, știi ce mecanism am adoptat? De profit. 1300, da. Care era de profitul respectiv, îl ia și îl duce direct la cine are nevoie. Ei au un plan de măsuri cu care se gândesc să dea câteva miliarde de euro țintit pe anumite grupuri care au nevoie de acest tip de ajutor. Nu poți să plătești factura, te duci, vine guvernul țării tale cu niște bani europeni ca să te ajute să o plătești. Asta este gândirea în momentul acesta. Ce are de făcut mai mult, și iarăși nu spune doamna von der Leyen, dar poate va apărea săptămâna următoare, este ca în Uniunea Europeană să reașeze mecanismul de preț. Încă o dată spun, prețurile sunt calculate aici de o manieră care profită companiilor în mod enorm. Când se face coșul ăla bursier, se calculează la cel mai scump curent electric. Ăla a făcut cu gaz. Ori această chestiune trebuie să înceteze, trebuie să meargă mai jos, trebuie să găsească un preț mediu sau altă modalitate de calcul a prețului. Adică e destul până în momentul acesta. Astea sunt intenții, da? O să mergem mai departe, să vedem deciziile. Rămâne în vigoare și chestiunea propusă cu hai să facem economii. Nu știm cum o să funcționeze și încă o dată în România, repet, nu știu la ce economii. România nu consumă cât celelalte țări, e săracă, cu 4 milioane de locuințe care au sub 100 de kilowatts, ce să închide? Poți să închide lumina la Casa Poporului și iată economie. La instituțiile publice cred că e aproape obligatoriu să facă ceva. Am văzut o dezbatere în spațiul public legată de închiderea școlilor, mă rog, trecerea în online. Aia e o propunere venită de la primarul din Bârlad, care s-a rostogolit în spațiul public, că el a zis: domnule, stai să vedem, instituțiile publice au prețul plafonat, școli, spitale, primării, ca și noi. Deci au prețul plafonat. E adevărat, e mai mare. Dacă auți resurse, mai stingi becurile, mai faci ceva, dar nu trimiți copiii acasă în această acasă situație. Acasă unde să-ți stea pe întuneric sau ce? Că... Da, nu știu, că nu mai consumă ei. Nu cred că asta e soluția. Problema va fi cu încălzirea, într-adevăr.
Deci vom vedea cu încălzirea, dacă autoritatea locală face rezervele necesare, o să discutăm asta și la România în direct. Păi avem gaze, da. Înțeleg. Noi avem gaze, 75-80% depozite pline, l-ascultam pe ministrul energiei aseară la Piața Victoriei, spun întreba asta. Da, da, vezi că nu toate fac pe gaz. De exemplu, Bucureștiul face pe gaz cu ceturile sale. Și sunt unii consumatori care, da, se încălzesc cu curent electric. Dar alții au, nu, ai instituții publice, ai orașe care fac pe păcură sau alt tip de combustibil, cărbune, cum e cazul Timișoarei, care nu reușea să-și constituie rezerve în chestiunea trecută, în mandatul anul trecut. Astea sunt lucruri care rămân pe masă în discuție, dar ceea ce e foarte clar că din momentul ăsta apar niște idei și niște decizii. Nu e nicio garanție că prețurile vor da înapoi, dar e clar că semnalul politic major a fost lansat din momentul ăsta și aceste companii trebuie să tragă un pic în jos, mai taie, o marjă de profit, cum să zic, ar trebui să caute o marjă de profit normală, nu una care să le dea rezerve pe toată viața. Mulțumim pentru comentarii și pentru informațiile pe care ne-a adus Cătălin. Mâine la România în direct, așteptăm din nou de la 1 și un sfert. I love the music. Pentru orice motiv ne asculți, love the mornings. Suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM. I remember.